Vă place muzica populară? Dacă ți-amintești în emisiunea de aseară, mama mea v-a informat că eu, de mic copil, am cântat muzică populară și... Doinele acelea pe care le cântați acasă, în curte. Da, da. Am adorat-o și o ador pe Maria Tănase. A fost un fel de model, de idol pentru mine. O iubesc pe Maria Lătărețu, Maria Ciobanu, frumoșii din Ardeal, ca să așa ascult cu mare plăcere. Și am încercat și eu în cariera mea, de data aceasta mai timid, dar după o experiență de teatru am încercat să cânt doine preluate din repertoriul Mariei Tănase. Avem niște imagini. Probabil de la show-ul lui Titus Munteanu, lucrat cu Doina Anastasio. Și-am zis, verdele mnuscat, măicuța m-a măritat. După un băiat bogat, îl mai urâ om din sat, măi. Și-am zis, verde mărăcine, și când îl vedeam că vine, se strângea inima în mine, m-apucau frigurile și toate furile. Cam așa când eu spălam, pe garduri eu întindeam și în picioare netezam și într-un cânt mi-l țineam mai. Vreau să vă fac o mărturisire acum. Când eram puști, mă uitam la televizor, la festivalul Mamaia, la tot felul de evenimente muzicale. Și întotdeauna când intrați dumneavoastră în scenă sau toți mari artiști, erau prezentați de un prezentator. Mie îmi plăcea teribil când ne-am pus și îmi doream... Și visul tău era să devii pe cuvântul meu, o spun acum în seara de Crăciun, mă uitam așa cu jindul ăla, părea întotdeauna elegant, doamnelor și domnilor, Angela Similea și se dădea la o parte. Avea o prestanță deosebită. E aici acum. Îmi plăcea doamnelor să fiu, când eram mic, mie îmi plăcea să fiu Octavian Ursulescu. E aici. Vă rog. Seara. Salutare. Și să știi că suntem și de aceeași înălțime. Iar mie acum mi-ar plăcea să fiu Dan Negru. Octavian Ursulescu. Iată... Ani mulți, ani mulți pe scenă împreună cu Angela Similea. Teribil de mult. Și Angela, nu doar în România. Am un calcul, da, foarte bună întrebare. Cred că aniversăm anul acesta cam 25 de ani de când am prezentat-o pentru prima oară pe o scenă pe Angela Similea. Am multe amintiri legate de Angela, vă dați seama, în 25 de ani. Câteva mi se par interesante, să le parcurgem rapid, iar tinerii mei colegi poate vor trece prin întâmplări asemănătoare. Ei bine, turneul din Bulgaria. M-am dus la un translator, un traducător de limbă bulgară. Era o persoană în vârstă. Ori era el prea bătrân și a folosit o bulgară arhaică, ori eu, memorând firește fonetic, n-am făcut-o perfect. Intram pe scenă, mă dezlănțuiam, spuneam glume, vorbeam, spectatorii foarte politicoși, dar puțin triste, așa, n-aveau niciun fel de reacție. Curgeau apele pe mine, eu mă așteptam să țopăie, să strige și cu coada ochiului vedeam în culise pe Angela care se prăpădea de râs. Văzându-mă cum mă chinuiesc, ei bine, până la urmă, cred că s-au întrebat ce spune omul ăsta. Cred că și Angela Similea mă străduiam să pronunț cu un gen de acolo, ca nu țineți minte cum ne uitam noi la bulgari pe vremea aia. Ei bine, mi-am luat revanșa pentru râsetele din culise în 1995 la Mamaia. Să mor de dragoste rănită, Marcel Dragomir, Aurel Storin, triumf. Pe vremea aceea nu era voie să se urce cu flori, pentru că oricum la Angela veneau mii de admiratori. Mai dureau încă 20 de minute și atunci se aruncau florile. Era și foarte spectaculos. Ei bine, Angela făcea reverențe, un trandafir. Era într-o rochie galbenă, nu pot uita, eram lângă ea pentru că erau aplauze. Eu intrasem și strigam, Angela Similea, exact cum zice Dan. Un trandafir i-a poposit exact în decolteu. Din sală aruncat. Știa că iubesc trandafirii. Din toată inima că n-avea spinii foarte mari, nu mi-am permis să mă uit. Tentația era mare, sigur că da. Cu eleganța ei, Angela a extras trandafirul. A continuat să facă referențe, să salute, eu vă dați seama, nu mai puteam preza, Angela Similea, lumea în delir, a fost un moment extraordinar, chiar dacă melodia mi-aduc aminte, n-a luat atunci premiul întâi, a luat în anul următor. Și a devenit șlagăr, așa cum se întâmplă cu melodiile care nu iau premii.
totdeauna. Așa e. E o lege. Șlagărul secolului, nu? Melodia secolului a fost desemnată apoi printr-un referendum și pentru că sunt două amintiri, vreau să vă spun că pentru faptul că mi-a permis să fiu de atâtea ori alături de ea, am străbătut țara, chiar și străinătatea, dar mai ales țara, și în fric, și în ploi, și sălmici, și cămine culturale și orașe, am avut și ocazia să mă revanșez față de Angela la festivalul de la San Remo în 1990. Am avut ocazia în Templul Muzicii. Noi am fost acolo cu o delegație, festivalul San Remo Libertà, pentru prima oară, țările din Est reunite la Teatrul Ariston, unde vedem noi fiecare an festivalul de la San Remo. Fiind ediția 40-a, festivalul principal era la Palafiori, ți-aduce aminte, o sală imensă cu 20.000 de locuri. Angela cântase cu două zile înainte, succes extraordinar, noi am rămas să vedem și festivalul mare. Eu scrind o cronichetă în fiecare zi, invitat de colegii de la ziarul Il Giorno, un foarte cunoscut critic muzical, Marco Mangiarotti, mi-a dat un loc în primul rând. La San Remo. La San Remo, pe care eu, cu drag și mi s-a părut firesc, l-am oferit Angela. Erau personalități multe acolo la San Remo. Angela a stat lângă Maradona, în primul rând. Maradona eu am rămas, la Napoli atunci. Care atunci era la Napoli mare și era imens, era cu soția lui, nu știu acum mai are. E bine, eu am rămas în sala presiei pe monitoare, acolo sala presiei undeva la etaj la Palafiori și vreau să vă spun că îmi creștea inima când o vedeam pe Angela noastră, româncă, alături de Maradona, în primul rând la San Remo. A fost o mare fericire. Cred că a fost prima acțiune de lobby pentru România care s-a făcut după muzica revoluție. Românească. Tavi, îți propun ceva. Da. Uite, trec eu acolo, mă fac lejer. Iată, Tavi, prezint-o tu pe doamnă. Trebuie să mă avem dezbrac o convenție, eu? Avem o convenție, da? Când cântă Angela Sinirea, eu stau lejer, în primul rând, și o prezint tu pe doamna Angela Sinirea. Așa. Doamnelor și domnilor, cred că trebuie să prezint un brad de iarnă, dar iată ce văd eu acolo, o prietenă de mai bine de două decenii. Emoția este foarte mare și pentru mine și pentru dumneavoastră. Cu siguranță ați crescut împreună cu noi, erați foarte tineri atunci când eu și această doamnă a cântecului românesc apăream pentru prima oară pe o scenă. Suntem maturi, să spunem acum, ca să nu spunem altfel, cu câțiva ghiocei la tâmple, din țară, din străinătate, omagiul nostru pentru această interpretă care ne-a făcut mai buni, mai fericiți, ne-a smuls o lacrimă, un zâmbet și care ne spune acum că dacă se întâmplă să plecăm, să sperăm că nu definitiv, să nu-i luăm iubirea. Ne-a dăruit dragoste și dăruim și noi. Angela Sinirea!